Ăsta e motoul festivalului, teatru schimbă lumea. Da, nu schimbă în mod fundamental, în sensul că teatru schimbă acum gândirea milioane și milioane de oameni brusc, dar de fapt, seară de seară, influențez gândirea unor oameni, ălora care vin la teatru. Dar și le pui niște probleme, da? Și noi sperăm că atunci când ies din teatru să se mai gândească un pic la ele. Să reflecteze. Asta înseamnă că e o mică modificare, deci schimbă ceva. Și într-un fel și teatrul este schimbat de modernitate. E interesant modernitate. Acest tip de evoluție în care se influențează reciproc. Evident. Și teatrul și publicul. Evident, e un schimb. Așa cum și noi pe scenă simțim un schimb între noi și public. Tăcerea publicului sau râsul sau aplauzele sau respirația schimbă și ție ceva. Ce tip de schimb este în această poveste din care joci? Pentru că înțeleg că tu joci într-o piesă, am văzut la selectată la Festivalul Național de Teatru, sunt 3 piese de la Teatru Național, da. Dar asta este a ta. Da. Povestea din No Man's Land se întâmplă în războiul din Bosnia. Unii poate că ar fi tentat să zică, bun, hai, lăsați-ne, asta s-a întâmplat acum 20 și ceva de ani. Nu, istoria se repetă. Vedem ce se întâmplă în Catalunia. Acum s-au trezit Lombardia și Veneto, care au făcut referendum pentru autonomie. Da, există un anumit desolidarizare în interiorul aceluiași popor. Dar la un moment dat lucrurile scapă de sub control dacă nu ești atent și le tratezi cu superficialitate. Și oamenii ăștia care erau prieteni de nedespărțit ajung pe baricadele Urii. Povestea în film, în piesa noastră, ca și în film, este că este foarte mult umor. Se râde mult. Aici este un schimb, ca să zic așa, între noi și public. Exact ce tip de între schimb. Noi și da. Public. Deci mă așteptam la un schimb numai din acesta de până pe zona tristeții. Deci nu. Nu, se râde foarte mult. Și în război se râde mult, e ca în viață. Nu fac apologia artistului care este undeva deasupra și care el dă o cale celorlalți. Dar există niște lucruri cu care noi lucrăm în fiecare zi. Ca actori sau regizori, scenografi sau scriitori, muzicieni. Ceva care înseamnă sensibilitate și un alt fel de a simți lumea. Și dacă ești interesat de ce se întâmplă în jurul tău, politic, economic, social, și vii cu o anumită sensibilitate, nu poți să accepți orice. Eu cred că toată lumea ar trebui să se manifeste. Și cred că una dintre marile probleme este teama, care încă există. Pe ce loc ai plasat tu, eu știu, interesul tău pentru teatru, pentru scenă, pentru studio de televiziune sau pentru film? Ei. Pentru că tu nu ești numai un actor de teatru. Teatru. Teatru 10 și după aceea? Pentru că mă pasionează chestia asta, schimbul. Să știi că nimic și pentru public la fel. De-aia e mișto și e interesant pentru oameni să vină la teatru. Pentru că n-au nici în fața unui ecran mare de cinema și nici la televiziune aceeași senzație. Când ești acolo lângă oameni vii, care creează, recrează o reprezentare a realității, știi? Dar cred că mi-ar fi plăcut să fiu prezentator de știri la un moment dat. Dar nu doar un prezentator de știri, ci bineînțeles un om care să aibă invitații pe care să-i descoasă, să-i pună în dificultate. Da, mi-ai citit profilul, da. Exact. Nu știu dacă mie mi-ar fi plăcut să fiu actor de teatru, pentru că nu cred că am poate calitățile necesare, dar altfel îți propuneam un schimb. Schimbă tu cred lumea. Că poți să prezinti știri și să provoci interlocutorii foarte bine. Nu mă văd eu pe scena unui teatru, asta e problema. Te așteptăm în sală. Facem o probă. Da. Până atunci, nu știu dacă nu, cumva întrebarea ultimă pe care mi-o propusesem a căpătat deja răspuns, de ce lumea ar trebui să vină la teatru, la Festivalul Național de Teatru, cumva tu ai explicat deja, schimbul acesta este motivul. Lumea vine, motivul. Nu asta, lumea vine, deci sunt mulți care din păcate rămân pe din afară și sunt mulți care vin la teatru, din fericire. De multe ori văd după spectacole dramatice, să zic așa, nu neapărat comedii pure, că lumea pleacă fericită. Poate oamenii nu-și dau seama, dar pleacă mai fericiți de la teatru după un spectacol care le pune probleme și le pune sensibilitatea așa la vibrație, decât după un spectacol, o comedie simplă după care râd un pic, ok, se simt bine și după aia o uită. Da. Mulțumesc mult! Succes! Mersi mult! Mult.